La sfârșitul săptămânii trecute, la Colegiul Național de Artă Regina Maria din Constanța a avut loc Festivalul Sănătății Marea Neagră. Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea cu succes a celei de-a patra ediții a proiectului educativ județean Lanțul Mânuțelor Fericite. În anul școlar 2016-2017 s-a derulat proiectul educativ Lanțul Mânuțelor Fericite. Domeniul educației pentru sănătate, situații de îmbolnăvire în colectivitățile școlare. În municipiul Megidia, proiectul a fost desfășurat și la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu. Săptămâna trecută, cea de-a patra ediție a acestui program a ajuns la final, ocazie cu care la Colegiul Național de Arte Regina Maria a fost organizat Festivalul Sănătății Marea Neagră. Și de această dată, Megidia a fost reprezentată cu succes de trupa de dans a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu, care pentru al treilea an consecutiv a obținut locul întâi. Ca și în edițiile anterioare, am avut de realizat un dans tematic legat de prevenirea bolilor care au un caracter de transmitere mai dezvoltat prin unitățile de învățământ, iar noi am reușit, prin coreografia pe care am prezentat-o, să includem elemente de manifestare a anumitor boli care ne-au fost date în prealabil. De asemenea, am reușit să reprezentăm cu succes culorile bolilor respective, anul acesta adăugându-se o nouă boală, și anume scarlatina, și am reprezentat într-un mod mai creativ culoarea roșu pentru scarlatina și suntem mândri că am reușit pentru al treilea an la rând să luăm locul întâi. Organizarea a fost foarte bună, am colaborat cu colegii noștri și totul a fost foarte frumos. Cum ți s-a părut că a ieșit anul acesta flashmob-ul realizat cu elevii de la LTNB? A ieșit foarte bine și ne bucurăm enorm că am putut să urcăm pe această scenă și să le arătăm și celorlalți ceea ce am putut noi. Proiectul educativ județean Lanțul Mânuțelor Fericite este adresat deopotrivă preșcolarilor, școlarilor, elevilor liceenilor, cât și elevilor cu cerințe educative speciale, cadre didactice, părinți, personal medical școlar, membrii comunității, urmărind prin implementarea activităților sale creșterea gradului de conștientizare și implicare activă a beneficiarilor în transmiterea informațiilor cu privire la factorii ce determină creșterea îmbolnăvirilor din mediul școlar. A fost o ediție grea, implicate fiind de asemenea și în acest an școlar 52 de unități de învățământ din fiecare ciclu școlar. Grădinițe, școli, licee, centre școlare pentru educație inclusivă. Un aport deosebit în acest an școlar a fost al studenților voluntari din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Ovidiu, care au ajutat la flexibilizarea informațiilor transmise atât copiilor din ciclul preșcolar cât și copiilor din centrele școlare de educație inclusivă. O ediție foarte frumoasă, o festivitate de premiere la fel de frumoasă în cadrul celei de-a doua ediție a Festivalului Sănătății Marea Neagră, o participare impresionantă, ne-am bucurat să fim împreună toți, să sărbătorim sănătatea, să adoptăm o atitudine profilactică
să avem un viitor frumos. Creșterea riscurilor de îmbolnăvire specifice colectivităților școlare i-a determinat pe organizatori să conceapă un proiect amplu care să oferă o șansă nouă dată vieții. Sper că toată lumea implicată a fost mulțumită. În primul rând, a fost mulțumită de modul în care s-a diseminat informația și de faptul că toți copiii care au participat au aflat informații noi despre aceste boli. Știu că au fost acte caritabile. Cum v-ați implicat voi voluntari în aceste activități? Actele caritabile au fost preponderent în de Crăciun și de Paști, la Căminul pentru Bătrâni și la diferite centre de educație inclusivă. Cum ți-a părut ție această experiență? Este o experiență minunată. Îi îndemn pe tinerii de astăzi să participe la astfel de activități, să facă voluntariat? Normal, îi îndemn să vină să facă cât mai mult voluntariat pentru a se dezvolta și pentru a ajuta comunitatea. Scopul proiectului educativ a fost acela de a crește nivelul de conștientizare a populației cu privire la riscurile de îmbolnăvire specifice colectivității școlare și a modalității de prevenție a acestora.